Ciao, Nic. E ora 9. E ora 9 și noi filmăm. Bun găsit, dragilor, bine ați revenit pe canalul nostru. Azi sunt alături de voi cu Dominic și cu Natalia, acolo undeva în fundal îi vedeți piciorușul. Pentru că trebuie să filmăm clipulețul cu bebe la 2 luni. Dominic are aproape 3 luni, dar am decis așa să zic până la o marjă de 2 luni. Cum s-a dezvoltat el, ce biberoane a folosit noi, ce suzete, ce lăptic păpăm, cât dormim acum la 2 luni și așa mai departe. Multe, multe, multe detalii plus recuperarea mea. Recuperarea mea în ce privește și burtica și să vă arăt, ciclul menstrual cum a fost când mi-a venit din nou și toate, toate lucrurile astea. Dacă vreți să le vedeți, urmăresc clipulețul în continuare. Sunt acasă, sunt împreună cu ei doi, ne pregătim de somnic, v-am spus în jur de ora 9, domnul deja se pleacă la ochișori. Sunt în pat unde dorm eu cu Natalia, suntem încă în România, pătrusul lui Dominic este lângă al meu, este Chico next to me, legat de al meu și mami, avem treabă, mami, trebuie să vorbim puțin despre tine, da? Așa, apoi la ora 10 te pune mami la somn ca de obicei. Să vă reamintesc sau cei care sunteți noi pe canalul meu, Dominic s-a născut în data de 5 iunie 2017, anul ăsta bineînțeles, la ora 10 și 28 de minute dimineața, prin naștere naturală, absolut foarte, foarte ușor, numai că în urma nașterii și în urma efortului depus, porțiunea dinspre vagin spre anus la mine s-a rupt și a trebuit să fiu cusută, dar a trecut bine tot, în aceea zi am plecat acasă, a fost o naștere super, super ușoară. Și Dominic aici de față a cântărit 3,1 kg la naștere, 50 cm în lungime și este un gemeni. Dominic, în momentul în care s-a născut, l-am pus la sân, l-am luat la piept, moșterile mi l-au pus skin to skin, cum ar veni, adică piele pe piele. Și a stat așa la mine, l-am pus imediat la sân, a popat. După care mai târziu am încercat din nou și a început să refuze câte puțin până la finalul zilei, deci prima zi de când s-a născut. Era foame, plângea când îl puneam la sân pentru că nu reușea să apuce sfârcul. Sfârcurile mele sunt mici, nu are de ce apuca practic pentru că asta este explicația medicală care mi-a fost dată și explicația mea pentru că văd și știu foarte bine. Degeaba au sărit multe mămici să mă critique. Eu le mulțumesc din suflet celor cărora m-au sfătuit să alăptez copilul. Știu foarte bine și mi-am dorit din suflet să mă alăptez ambii copii, dar amândoi mi-au făcut aceeași chestie și mi-au refuzat din cauza sfârcurilor mele care sunt prea mici și el nu are de ce apuca, practic sfârcul meu nu pot să-l arăt acum la cameră. Știu că unii copii după ce iau biberonul în gură refuză automat sânul, dar la mine este diferit, la mine sfârcurile sunt mici și nu are practic de ce apuca mititelul să mănânce. Așa că el nu a mâncat de la sân. V-am spus, au fost multe comentarii pe canalul meu, poate unele răutăcioase, poate unele binevoitoare, nu știu. Degeaba îmi spuneți voi mie, nu ai vrut să-ți alăptezi copilul, nu e adevărat că nu se satură copilul, nu e adevărat că nu vrea și așa mai departe, nu e adevărat că îți dispare laptele. Ești lângă mine să vezi care e situația mea, nu vezi copilul meu sau nu stai lângă el ca să vezi că el se satură sau nu. Așa că și-au permis multe, multe mămici să-mi comenteze multe pe canal, dar am ignorat pur și simplu și ignor în continuare. În concluzie, a trebuit să îi dau lui Dominic lapte praf, cum ar veni. În primele zile am dat lăpticul meu cât am reușit să mulg de la sân pentru că mă mulgeam, după aia i-am dat aptamil pentru că nu mai aveam de unde să mai dau lăptic și mititelul trebuia să pape. Formula de lapte i-am schimbat-o aproximativ la o săptămână, cam așa, pentru că din prima săptămână la noi au apărut colicii. Am început să-i dau Aptamil Reflux, Aptamil celălalt, Comfort Milk. I-am dat și Similac, am încercat și cu acela pentru că mi se pare mult mai bun și mult mai sănătos decât celelalte. Dar nu le-a păpat, deci nu le-a mâncat pur și simplu și recunosc cu chestia asta că am făcut o greșeală. Nu trebuia să schimb lăpticul atât de des. Imediat după aceea, în săptămâna a doua, l-am întors înapoi practic la Aptamil 1 pe care l-am dat și după aia până am venit în România. Și nu a avut nicio problemă, deci mânca ok, mânca normal, am mâncat treptat 30 de ml, 60 de ml, 90 de ml, acum a ajuns la 120, la aproape 3 luni. Este perfect sănătos după cum îl vedeți, chiar dacă a fost alăptat cu lapte praf. Eu nu sunt împotriva acestui lucru, știu că sunt femei care nu pot alăpta sau femei care nu vor să alăpteze, este problema lor, eu nu critic pe nimeni cum au făcut alții cu mine. Copilul meu este perfect sănătos, la fel cum a fost și Natalia, pentru că ea încă mănâncă lapte praf și acum la 2 ani, mănâncă Similac. Și
Asta este. Acum venind în România, am găsit Aptamil și aici, am cumpărat o cutie, nu mi se pare deloc ieftin laptele în România. I-am cumpărat o cutie mare de Aptamil, am încercat să-i dau și mi-a refuzat. Probabil nu-i place formula laptelui, nu știu. Nu vrea să mănânce pur și simplu. De nenumărate ori am încercat aproape într-o zi întreagă să-i dau și nu a vrut. Am cumpărat Nan 1, Nan care tot așa mi-a mai spus cineva, a, nu-i da Nan, că nu știu ce are, că nu știu ce. Eu îi dau Nan, copilul meu acceptă, știu să mă uit și la ingrediente. Observ că îi face bine, nu îi face absolut deloc rău. Copilul meu este perfect sănătos, deci care este problema până la urmă? Nu cred că e problema nimănui cu ce hrănesc eu copilul. Accept sfaturi din partea voastră, dar atât, nu mai mult. Și acum papă Nan 1, papă 120 de ml. Și când ne vom întoarce în Anglia, îl voi pune înapoi, adică îi voi da înapoi Aptamil 1. Formula normală, pentru că pe aceea am mâncat-o și cu aceea era obișnuit. Oricum în Anglia nu găsesc Nan, deci nu am altă variantă. Deci stai atent, e la cameră. Dacă mă credeți pe Instagram că mă uit pe telefon, e foarte, foarte, foarte atent. Îți place mama? Îți place camera? Îți plac luminile? Se pare că da. Odată ce am dat lăptic praf, automat ne trebuiau și biberoane pentru chestia asta, așa că și la biberoane avem ceva peripeții. Am încercat multe, multe, multe biberoane. Am încercat cu Dominic prima dată, am avut cumpărat, știți bine dinainte, biberoanele, așa, cum este cel al Natalii de la Avent. E sterilizat, de-aia arată așa, nu vă speriați. Deci biberoanele de la Philips Avent natural. Haide că nu te mai ține mami la cameră, te pune în pătut să dormi liniștit. Nu e nimic. L-am pus în pătuș, acum stă liniștit. Deci cum vă spuneam, am avut cumpărat pentru el la început biberoane Avent, exact cum are Natalia, cum și vi le-am arătat, care astea au tetina așa, lată, deci foarte lată, încoace așa. Ei bine, nu am mâncat cu ele, nu i-a plăcut. Am ajuns la biberoanele de la Lansinoh. Ăsta este mâncat, a terminat lăptic cu 120 ml. Ei, ăsta are tetina așa. Are tetina mult mai naturală, care seamănă mult mai bine cu sfârcul unei mămici de la... Foarte moale, profit pentru că trebuie să-l spăl, să sterilizezi, foarte moale. Și el, chiar dacă ridici așa un pic mai mult, tetina se face așa în guriță la el și tot îi vine laptele. Mi se pare un lucru foarte fain. Ei bine, până să ajung la biberoanele astea, am încercat biberoanele de la MAM. Le-a refuzat total pentru că au tetina diferită față de asta de la Lansinoh. Am încercat biberoanele de la Dr. Brown's, care alea cu Natalia m-au salvat pentru că ea a avut colici și din momentul în care a pus gura pe ele i-a trecut colici absolut de tot. Dar e vorba, un copil merge la el, un copil nu merge la el, la fel ca și la Infacol, la fel ca și la orice remediu pentru colici. Și v-am zis, până la urmă am ajuns la biberoanele astea, le recomand din tot sufletul meu, sunt extraordinare, plus că sunt așa subțirele și plasticul, deci pare de foarte, foarte bună calitate. Sunt gradate, deci nu văd nimic care nu e ok cu el. Eu vi le recomand biberoanele astea să le cumpărați. Știu că mămica le-a cumpărat după ce le-a văzut la mine și mi-a mulțumit din suflet, mi-a spus că sunt foarte bune. Și da, cam asta e cu biberoanele. Pompița cu care mă mulgeam de asemenea este de la Lansinoh. Am avut inițial de la Philips Avent, m-am mulțumit că i-au auzit 2-3 până când mi-a făcut rană pur și simplu la sfârcuri, aveam sânge pe ele. Și atunci am renunțat, am căutat pe internet, oscilam între una cu galben de la Meleda, mi se pare, și asta de la Lansinoh. Am ales-o pe asta de la Lansinoh pentru că găsisem o reducere, ceva de genul la Toys R Us în Anglia. Și am cumpărat-o pe asta de la Lansinoh și nu regret absolut deloc. Este o pompă de sân extraordinar de bună și nu e scumpă deloc. Ba chiar e mai ieftină decât cea de la Philips Avent și mi se pare mult mai ușoară cu sânii, are grijă mai mult, adică nu se rănește sfârcurile în niciun fel. Mulge, are două etape de mult și mulge foarte, foarte, foarte bine. Nu am acum lângă mine să vă arăt pentru că este în Anglia, iar în România. Dar vă recomand pe cea de la Lansinoh, pompița manuală. A costat cam 28 de lire, 29 și o am și acum. Am folosit-o doar de câteva ori pentru că a început să-mi dispară laptele treptat. Și oricât aș încercat eu să mulg, eu nu mă mulgeam la 2 ore cum normal ar fi mâncat Dominic de la sânul meu, deci laptele a dispărut, acum nu mai am absolut deloc. Crema de sân de asemenea am avut-o de la Lansinoh, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Crema de la Lansinoh este cu lanolină, ceea ce mi-a făcut foarte bine la sfârcurile care erau extrem de afectate. După ce mă mulgeam, aplicam cremă pe sfârcuri și puneam breast pads, nu știu cum se numesc aici în română, discurile acelea rotunde care le pui pe sâni. Alea tot de la Lansinoh am folosit pentru că mi se pare mult mai bune decât cele de la Philips Avent.
Deci automat aici ridic cumva firma Lansino cu toate produsele pe care le au și cobor Philips Aventul pentru că asta mi se pare mie mai bun. Eu vi le recomand mult mai mult pe cele de la Lansino decât pe cele de la Philips Aventul și asta este. A trecut Natalia pe pernuța ei, deja se pregătește de somn, deci trebuie să termin clipulețul și să o bag la Nani și pe aia și pe Dominic. Suzetele care le are Dominic și care le folosește, l-am schimbat pentru că prima dată a avut de 0-2 luni, iar acum are de 0-6 luni. A avut suzeta de la Philips Avent din nou și nu mi-a plăcut absolut deloc, chiar dacă era pentru newborn, era suzeta extrem de mare și deci eu o puneam în guriță și o scuipa automat pentru că era foarte mare pentru gurița lui de newborn, de nou-născut. Atunci am căutat suzete și le-am găsit pe cele de la MAM. Are suzete de la MAM, nu am acum lângă mine să vă arăt, însă probabil ați văzut prin poze de pe Instagram sau în alte clipulețe. Suzetele de la MAM sunt foarte, foarte, foarte bune, plus că vin în cutiuță cu care le poți steriliza pur și simplu la microunde. Și eu suzetele de la MAM le recomand pentru bebeii voștri, pentru că sunt mult mai bune decât cele de la Avent. Natalia a avut de la Philips Avent și de 06 luni și 6-12 până am descoperit suzetele de la MAM și de atunci nu le mai las pentru că sunt cele mai bune. Și acum în gură are tot suzete de la MAM, numai că sunt 12 plus, 12 luni plus, pentru că, na, momentan când ne apropiem de somn nu putem renunța la suzete. Care medii pentru colici, pentru că ne-au apărut din prima săptămână, o să vă spun o vorbă pe care mi-a spus-o GP-ul meu în momentul în care m-a dus cu Dominic disperată. Mi-a zis, nu există medicamentul minune pe care îl poți da bebelușului și o să-i dispară colicii. Fiecare bebeluș e diferit, fiecare reacționează diferit la fiecare remediu. Așa că eu o să vă spun ce am încercat cu Dominic. Din prima săptămână i-am luat Infacolo pentru că știam că ăsta l-am dat cu Natalia. Ei bine, nu a funcționat. L-am dat exact așa cum trebuia, însă la el nu a mers din prima dată. Apoi am găsit pe internet, l-a dat cineva foarte mult Colief, parcă se numește, e un medicament și picături, dar destul de scumpicele, peste de celire costă și este numai câțiva mililitri. Și picăturile alea trebuie să le pui în lăptic când îl pregătești, iar lăpticul respectiv să îl dai bebelui peste o jumătate de oră. Am încercat să fac și chestia asta o noapte, două la rând, cu toate că am fost extrem de obosită, trebuia să stau trează jumătate de oră după ce îl făceam casidoul lui Dominic. Și cumva trebuie să potolești copilul dacă se trezește în momentul ăla până trece cea jumătate de oră. Deci la noi nici măcar colieful cât era de scump nu a funcționat, așa că l-am lăsat baltă și acum dacă mă duc în frigider în Anglia e acolo stocat pentru că trebuie ținut la frigider. Ne-a dat GP-ul pentru reflux Gaviscon Junior, dacă nu mă înșel. Ne-a dat, am încercat să-l dau și pe ăla, erau pliculețe care îl puneai tot așa în lapte și îl dădeai, însă nu a funcționat, el și acum are reflux și asta este cam așa a avut și Natalia și nu știu nici pentru asta dacă este vreun remediu sincer. Am mai cumpărat un ceai, dacă mi-aduc bine aminte, din Germania, l-am cumpărat ceai de fenicul pentru colici. Am încercat să-l dau, l-a primit un picuț la început, după aia l-a refuzat, nu am apucat să-l dau timp complet, adică zilnic, așa ca să văd cum reacționează. Dar atât cât i-am dat nu a funcționat la noi, probabil alți bebei care l-acceptă, probabil că funcționează și mă bucur dacă e așa, el nu l-a acceptat. Și la noi infacolul a rămas momentan, n-am un infacol în casă chiar acolo, însă nu îl mai dau pentru că el deja cred că 90%, mai bine de 90% nu mai are probleme cu colicii. Dacă plânge, plânge din alt motiv, plânge de foame, plânge că trebuie schimbat, plânge de somn, dar din cauza colicilor nu l-am mai văzut plângând pentru că știu cum plânge din cauza colicilor și nu. Deci noi la aproape 3 luni deja am scăpat de colici. Acum la vârsta pe care o are, mănâncă noaptea doar de 2 ori, mănâncă o dată la 3-4, apoi se trezește la 6 și mănâncă și adorme la loc. Și mănâncă 120 de ml, parcă v-am spus și la început, deci doarme foarte bine seara. Cum îl pun în pătuț aici lângă mine, adorme în jur de ora 10, că de-aia mi-orle el acum ca să-l pun la somn. Adorme singurel, nu are nevoie de legănat, nu are nevoie de muzică, nu are nevoie de absolut nimic, papă și adorme singurel în jur de ora 10, mai repet, și se trezește pe la 3-4 mănâncă, după aia adorme, se trezește iar pe la 6 și cam atât. Deci mi se pare destul de ok pentru vârsta pe care o are. Natalia nu a făcut așa, deci vă mai spun încă o dată, uite, încă o dovadă, copiii sunt diferiți. Până acum nu am avut treabă absolut deloc cu constipația, deci Dominic nu a fost constipat absolut deloc. El face caca zilnic, dar cel mai mult dimineața, deci când se trezește dimineața trebuie să-l schimb pentru că a făcut caca în Pampers. În rest, în timpul zilei mai rar l-am văzut că face, dar dimineața exact ca omul mare face caca și trebuie să-l schimb. Nu l-am încântărit aici în România, deci nu știu, l-am încântărit ultima dată când a venit moașa la noi pe 10 iulie, noi am plecat pe 11 iulie din Anglia și moașa a venit pe 10. L-am încântărit și avea 4 kg 200 de la 300 cu cât s-a născut pe 5 iunie. Deci de pe 5 iunie de când s-a născut până pe 10 iulie când l-am încântărit avea aproximativ 5 săptămâni și a luat în greutate destul de ok, mi se pare mie 1 kg 100.
Și aici nu am mers cu el la medic, nu l-am cântărit, deci habar nu am, dar din ce știu eu că îl țin în brațe și simt are mai mult de 5 kg, cred că pot să asigur chestia asta. Hăinuțele doar ce le-am schimbat, pentru că au rămas mici, are hăinuțe acum de 2-4 luni, momentan le-am cumpărat numai de la H&M din Anglia, mi le-a adus la când a venit aici cu ele. Și are de 2-4 luni, îi vine extraordinar de bine, s-a mărit, s-a lungit, mi se pare, și automat cred că e și greu, de asta v-am zis că aș pune pariu care peste 5 kg. Și Pampers-ul aveam numărul 3 deja, de cam de 2 săptămâni folosim numărul 3 la Pampers pentru că era micuț. De asta zic eu că e destul de mare, e destul de grăsunel, mănâncă destul de bine și a crescut puiul meu, ce să zic. Pentru el, ca să-l potolesc și ca să, nu știu, pot să mai fac și eu și alte chestii în afară de a sta cu el, am căutat leagăne pe internet, am căutat bouncer, cum este, fără să leagăne, doar să stai așa în scaunel. Și singurul la care am ajuns, nu știu, am ajuns la concluzia că este cel mai bun, este Mamaru, pe care probabil l-ați văzut și pe ăla pe Instagram, că îl folosește aici pe YouTube. Mamaru este un leagăn destul de modern și destul de scump, dar eu l-am luat de la cineva. L-a folosit foarte puțin timp cu bebelușul ei, pentru că bebelușul ei nu a stat în el, așa că eu l-am cumpărat cu 100 de lire. Îl găsiți cu vreo 300 de lire dacă e să-l cumpărați nou. Dar eu v-aș sfătui, dacă vreți să-l luați, să-l luați și de pe eBay, de la cineva la mâna a doua, pentru că nu o să regretați. Mie folosește foarte mult. Domnișii azi și ieri, deci acum la aproape 3 luni stă în Mamaru, adorme în Mamaru, se joacă acolo, știe deja când îl pune în el că urmează să-l legăne și automat stă de bunăvoie și zâmbește și se joacă și nu are absolut nicio problemă. Deci eu din suflet recomand leagănul ăsta, cu toate că este mai scumpicel, dar are multe lucruri pe care alte leagăne nu le au și plus că merge băgat în priză, nu are nevoie de baterii, deci mi se pare super, super, super ok. Ca haine pentru bebeluși, cel puțin în primele luni de viață, le-am mai spus și câtorva mămici pe Instagram, nu vă sfătuiesc să cumpărați foarte multe pentru că le cumpărați degeaba. Eu cu Natalia am cumpărat foarte, foarte multe haine, inclusiv rochițe, inclusiv haine mai complicate de îmbrăcat, mai fancy, mai chestii de genul. Și nu am putut să o îmbrac pentru că de-abia o îmbrăcam și după aia de-abia o dezbrăcam asta, ca să nu mai spun. Și acum recent mi s-a întâmplat cu Dominic să îmi plângă foarte, foarte tare pentru că abia i-am dat jos de pe el un body care l-am luat cu Mickey Mouse din Primark. Deci nu recomand să cumpărați, pentru că bebelușii cresc rapid și o să vă rămână mici și după aia regretați că ați dat banii pe ele, oricât de frumoase vi s-ar părea. Bine, acum fiecare mămică face cum vrea, eu decât vă spun punctul meu de vedere și concluzia la care am ajuns eu și ce aplic eu cu Dominic acum. Dominic și acum la 3 luni are doar body-uri cu mânecă scurtă și chiloței, are maieuri pentru că e caniculă aici în România, e vară și trebuie să stea așa. Iar pentru seara am body cu mânecă lungă și chiloțel, deci nu body complet lung și cu piciorul și cu tot. Când voi ajunge în Anglia o să-i cumpăr body lung pentru că acolo este un pic mai răcoare, dar nu-i cumpăr haine cine știe ce pentru că crește repede și automat o să-i rămână mici și așa mai departe. Hăinuțe ca lumea, un pantalonaș, un tricou, o bluză, chestii de genul, se cumpăr cred că de la 6 luni încolo, pentru că apoi copiii nu mai cresc chiar atât de repede și rămâne oricum să mai poarte între vârste. Dar până atunci nu vă sfătuiesc să cumpărați multe, faceți cum vreți, dar ăsta este sfatul meu. Lui Dominic îi place foarte, foarte, foarte mult sunetul avionului, sunetul care se aude din avion sus. De-aia probabil mi-a și dormit aproape tot timpul zborului, cât a fost 3 ore și jumătate. Îi place sunetul ăla cum se aude, aproximativ între ventilator și nu știu, sunetul ăla. Cine a mers cu avionul știe cum se aude. Îi place mult și îl pun să adorme și doarme de fiecare dată pe el, deci doarme extraordinar de bine, nu mișcă, nu nimic, îi place mult, mult, mult de tot. Peroanele și suzetele le sterilizez cu sterilizatorul electric de la Avent, este un sterilizator destul de bun, mi se pare ok. Le pun acolo, dau drumul la butonel unde am pus deja apă înainte, dau drumul la butonel și în 6-7 minute îmi sunt sterilizate și pot să le folosesc mai departe pentru ei, pentru amândoi. Sterilizez și pe peroanele lui și al lui Natalia și suzetele lui și al lui Natalia, deci pe toate le bag acolo, dar pe rând. Nu îngrămădesc foarte mult locul acolo în sterilizator, le bag pe rând 2-3 biberoane și 2 suzete și după aia a doua tură și gata, am terminat. Pentru îngrijirea lor mă refer la șervețele umede pe care le folosesc, la gelul cu care îi spăl pe amândoi. Încerc să folosesc și încerc să caut numai produse organice, numai produse naturale, numai produse sănătoase, pentru că în ziua de azi, sincer, găsim numai porcării pe piață. Mai ales la copii ne atrage ambalajul cu prințesele de la Disney, cu mai știu eu, cu Sofia, cu Masha, cu așa mai departe, dar nu. Eu sunt de părere că trebuie să folosim ceva natural pentru copiii noștri, pentru că ei au pielea mult mai sensibilă decât a noastră și automat, nu știu, eu pe chestia asta mă bazez. Așa că am găsit de la Veleda, la Boots am găsit, a costat aproximativ 10 lire, cred, gelul acela cu care îi spăl și acum, încă de când l-am cumpărat și îi spăl zilnic, le fac zilnic băieții la amândoi pentru că este vară, este cald și trebuie să îi spăl în fiecare zi.
Încă nu l-am terminat, deci încă l-am. Este natural, pe bază de mușețel și încă ceva mai are, nu știu. O să pun o poză să-l vedeți dacă cumva nu l-ați văzut în alte clipulețe. Mi se pare foarte, foarte bun și șervețelele umede folosite de mine sunt numai cele de la Water Wipes, care conțin numai apă pentru că mi se par sănătoase. Este în jur de 2 lire, 2 lire 50 un pachetel de șervețele, dar mi se par foarte, foarte bune și eu pe alea vi le recomand. Nu Pampers, nu, eu nu folosesc alte păcării. Dacă tot sunt în România și e caniculă și e soare, când ies cu ei afară pentru că nu pot stau închis în casă, ies cu Natalia destul de des aproape zilnic la locul de joacă și ați văzut chestia asta. Ies afară cu ei, protejez de soare precum pot, am găsit o loțiune naturală pentru soare Nataliei să o dau, adică un fel de spray, o dau pe corp înainte să ies cu ea afară și pe pielușica lui Dominic nu aplic nimic încă în afară de sudocrimul cu care dau la funduleț, dar îl acopăr foarte bine cu muslin square-ul, că l-am și aici lângă mine, chestiile astea nu știu cum să le zic în română, deci habar nu am, astea care le-am cumpărat de la TK Maxx le-am găsit și... acopăr încă să nu-l bată soarele absolut deloc, pentru că soarele este nociv în ziua de azi și eu mă dau cu loțiune pentru soare când ies afară, dacă nu era marță, eram făcută ca toate visele. Și încerc să-i acopăr cât mai mult de soare și asta mi se pare că ar trebui să facem toți părinții absolut. La 2 luni și ceva, aproape 3, m-am trezit cu Dominic gângurind, începe să gângurească, să scoată sunete, chiar mam a zis la un moment dat, zice în g, zice chestii din astea, a, lung, spune sunete, nu știu, parcă tinde să vrea să vorbească cât mai devreme, e foarte grăbit. Ți-i uite acăl, hai vorbește cu mami, vorbește băiatul cu mami, așa mami, bravo. Gurița, mămică, așa, spune ceva la mami. Da, iubire, ține, pui, mămică, și bărbița mea frumoasă, ține. Hai, spune ceva la mami. Îmi spui că tu vorbești cu mine. I love you. Așa, mami, așa, haide. Așa, bravo. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? I love you. I love you. Da, mami. Așa vorbim noi doi, păi da? Da, băiuț. Hai spune lui mami. Bravo, mami. Bravo, mami. Se. Începem să vorbim de la 2 luni. Da. Și când s-a născut, a ieșit destul de repede. L-am născut destul de ușor, destul de repede. Este un bebeluș foarte activ. Este un bebeluș plin de viață. Acum a dormit, nu pot să-l vi-l mai arăt, dar în general e plin de energie, deci nu cred că o să-i fac față, adică trebuie în momentul în care o să crească pentru că n-am încotro. Dar el la 3 luni aproape m-a spus gângurește și eu sunt mândră de el, râde la mine, îl gâdil, comunicăm în felul nostru, mamă, fiu, ceva de genul și nu știu, eu sunt mândră de el la modul în care este, chiar dacă a fost criticat că... îl dau pe lapte praf, că nu l-am alăptat și așa mai departe. Copilul meu este un copil îngrijit destul de bine, consider eu, și un copil foarte, foarte sănătos. La Dominica Bebe, eu consider că am spus destul de multe chestii. Dacă aveți întrebări pentru mine, știți bine că îmi puteți scrie pe Instagram sau pe pagina de Facebook publică. Adresele sunt lăsate ambele jos în cutuța cu descrieri. Deschideți cutuța cu descrieri și o să le vedeți, dați click pe ele și să dați like la pagină dacă vreți sau să trimiteți mesaj după cum am spus. Și... cred că am acoperit toate lucrurile esențiale pentru un bebe, cel puțin nou născut până la 2 luni, dar dacă aveți întrebări, lăsați-mi-le ori aici în comentarii, ori prin mesaj privat pe Instagram sau e-mail chiar sau pe Facebook și o să vă răspund cu mare, mare, mare drag. Acum să vorbim puțin și despre mine ca mami, recuperare după naștere, cum ar veni, cum mă simt eu acum, cum arată burtica mea și așa mai departe. Eu mă simt extraordinar de bine, consider că am rămas cu destul de rezonabile kilograme după naștere, adică nu sunt grasă, nici nu vreau să fiu grasă și pentru asta muncesc cum ar veni.
Încerc să mănânc sănătos, încerc să nu mănânc carbohidrați seara, încerc să nu mănânc mult, mult, mult caloric, adică nu carbohidrați, nu pizza, nu paste, nu pâine seara, nu cartofi seara, toate chestiile care conțin carbohidrați și au mulți carbohidrați. Dimineața încerc să mănânc chestiile astea, deci nu seara. Să mănânc cât mai multe fructe, cât mai multe legume, să iau vitamine din tot ce pot, pur și simplu, apă multă și sport. Să nu uităm de sport, fac fitness acasă, exercițiile care le fac de obicei, dar nu renunț la ele. Până la urmă, în afară de faptul că sunt mamă și am doi copii, care unul este în picioare deja, în afară de faptul că sunt mamă și am doi copii, sunt femeie la rândul meu, am o viață personală, am o viață de cuplu cu soțul meu și trebuie să fiu cât mai ok, adică nu trebuie să mă las așa în jos, gata, să mamă, nu știu decât să stau la cratiță, nu știu decât să am grijă de copii și atâta tot. Nu, greșit. Eu sunt de părere invers, sunt și femeie, independent, în afară de copii, adică independent în sensul eu cu soțul meu și așa mai departe. Și trebuie să arăt bine pe partea asta, trebuie să mă simt bine în pielea mea, iar eu dacă aș fi grasă, nu mă simt bine în pielea mea și punct. Venind vorba de mine și soțul meu, activitatea sexuală mi-am reînceput aproximativ când Dominic avea 2 luni, deci aproape acum o lună în urmă. Deci cam la 8 săptămâni după naștere, 2 luni după naștere, dacă vreți așa, mi-am reînceput activitatea și nu am avut absolut deloc probleme. Este totul normal cum era și până acum, am refăcut foarte, foarte bine. Nu simt jos acolo unde am fost cusută nicio cicatrice, nimic, s-a vindecat perfect, s-a vindecat complet. Și ce să vă dau? Eu nu vă spun să faceți ce am făcut eu. Sunt persoane care reîncep activitatea sexuală la 6 luni după naștere, la 3 luni după naștere, la o săptămână, două după naștere, la un an după naștere sau altele, poate deloc, asta e problema voastră. Că în asta nu mă bag, dar eu spun din punctul meu de vedere și experiența mea că mi-am reînceput activitatea la 2 luni după ce am născut și mi se pare foarte, foarte ok. Menstruația mi-a revenit cam pe la 5 săptămâni după ce am născut, deci exact în ziua când eu am venit spre România, pe 11 iulie, este ziua în care mi-a revenit menstruația după ce am născut și după ce am avut toată perioada sarcinii. A revenit cu un flux sanguin mult, mult mai bogat decât îl am eu de obicei, deci mi-a curs foarte mult sânge. La un moment dat m-am speriat, am căutat și pe internet și am văzut că este absolut normal, corpul se curăță practic la prima menstruație de tot ce a rămas acolo înăuntru. Și este totul perfect. Acum, a doua oară când mi-a venit, sunt destul de ok, deci am fluxul normal cum îl aveam și înainte. Nu am durere de burtă absolut deloc, tind să cred că uterul a rămas în față, nu mi s-a dus în spate, înapoi să fie din nou uter retrovers, dar asta nu știu, nu poate confirma decât un medic. Și da, acum vedeți, depinde și la asta, mămicile sunt diferite, corpurile sunt diferite, menstruația la alte mămici vine mult mai târziu sau mai devreme sau depinde, dar mie mi-a venit cam la 5 săptămâni după ce am născut. Am o problemă, o numesc problemă pentru că am avut-o la fel și cu Natalia și tot așa, este un lucru absolut normal care se întâmplă, nu la toate mămicile, dar la majoritatea din ele. Acum, la aproape 3 luni ale lui Dominic, m-am trezit că a început să-mi cadă părul mult mai mult decât înainte, câteva fire pe zi, acum îmi cade mult mai mult. La fel am pățit și cu Natalia și am mers să mă tund la salon, practic, pentru că am zis, am părul nesănătos, trebuie să mă tund, bla bla bla, dar am ajuns acolo, iar fata de acolo, în Anglia fiind asta, când era Natalia micuță, în bebeluș, mi-a spus, este absolut normal, eu am 3 copii, am trecut prin asta, este normal ce se întâmplă și într-adevăr am căutat și pe internet. Nu pot decât să am grijă de mine, v-am spus, printr-o dietă echilibrată, bogat în vitamine, în fructe, în legume, în toate chestiile astea. Și o să treacă perioada aproximativ când bebe are 6 luni. Deci asta este experiența prin care am trecut și cu Natalia, nu e nimic nou. Și am mai rămas să vă arăt burticuța, am rămas cu ceva burtică, sunt și balonată, într-adevăr, dar am, trebuie să recunosc că am și șuncă. Aici la burtă nu mi-este rușine de chestia asta. Am născut 2 copii până acum, în rest mi se pare că arăt destul de bine și muncesc pentru asta să arăt și mai bine. Muncesc să dau burtica jos, să fie abdomenul plat așa cum l-aveam înainte, pentru că mi-mi place activitatea sportivă, mi-mi place sportul, îmi place stilul de viață sănătos. Și dacă am ajuns la burtică, haide să vă arăt și burticuța. Îmi cer scuze pentru dezordinea din spatele meu, dar Natalia a făcut tot dezastrul ăsta și trebuie să strângă înainte să facem nani. Deci cam așa arată burtica mea la aproximativ 3 luni după ce l-am născut pe Dominic și fiind un pic balonată, dar asta nu e nimic, nu e în calcul și șuncuța. Cam așa. Și urma eu. Așa. Vedeți, am aici șunculiță. Dar pot să muncesc să o dau jos și pe asta și sunt convinsă că se poate. Nu e nimic imposibil, doar trebuie să avem grijă de noi și să avem mare, mare, mare voință. Așa dormim noi și aici în România. Am uitat să vă precizez de asta, Calpol. Salin nasal drop, sunt picături nazale foarte, foarte bune. Dominic nu a fost răcit absolut deloc până acum.
dar i-am luat de la farmacie așa pentru că a avut doar nasocul înfundat de la vremea umedă din Anglia. Sunt picături foarte bune, nu știu dacă le găsiți și în România, însă căutați ceva asemănător la farmacie. I-am dat, după aia aspiram nasocul cu aspirator nazal și mi se par foarte, foarte, foarte bune. Și v-am spus că așa dormim noi aici în România, deci am legat patul practic de al meu, unde dorm cu Natalia. Și Natalia acolo la perete. Îmi place foarte mult pătuțul ăsta de la Chico Next to Me, v-am spus și în videoul cu colțișorul lui și al Nataliei. Eu vi le recomand, vedeți bine, l-am luat după mine și în România, o să-l iau înapoi în Anglia să doarmă acolo, mai are destul de mult loc în partea asta, are și acolo un picuț. Mi se pare un pătuț extraordinar de bun, costă în jur de 200 de lire și eu vi le recomand. Cam asta a fost clipulețul de azi, dragilor, eu sper că v-a plăcut. Vă repet, dacă aveți întrebări pentru mine sau sugestii ceva, mi le puteți lăsa jos în comentarii sau pe una din rețelele de socializare. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu pentru că suntem atât de mulți, am ajuns la aproape 7000 de abonați. Și ce pot să vă spun? Multă, multă, multă sănătate, sarcină ușoară mămicilor care mă urmăriți, vă mulțumesc din suflet, vă doresc să nașteți cu bine, multă, multă sănătate la toată lumea, v-am pupat și ne vedem în clipulețul următor. Pa, pa!